De ce spun că, și mereu am spus lucrul ăsta, Victor Pițurcă nu că poate, are cel mai important rol în cariera mea de fotbalist. Când eram la Ceahlăul, a fost un joc cu Naționala de Tineret, jucam împotriva Naționalei Moldovei și se juca la Piatra Neamț. Atunci, dânsul avea nevoie să vadă și un tânăr, doi jucători tineri, dacă tot făcea jocul la Piatra Neamț. Și eu deja jucam titular la Ceahlău și probabil că știa de mine și a vrut să mă vadă. Și atunci m-a selecționat, am fost convocat, cum se spune, la acea acțiune. Am intrat undeva prin repriza a doua, eu jucam mijlocaș, m-a introdus mijlocaș în fața apărării și probabil că dânsul i-a plăcut foarte mult de mine și la următoarea acțiune, un meci cu Israel, 0-0 pe Lia Manoliu, am jucat titular. Din momentul ăla am jucat titular toate partidele mele, ca fundaș central. Că urmează campania de calificare pentru Euro, care se dispută la București, dar noi am jucat oarecum calificări, nu? Păi nu, noi ne-am calificat, noi n-am participat doar că eram gazdă. Ne-am calificat. Costin, noi aveam o echipă foarte bună. Aveam o echipă fantastică la vremea respectivă. De tineret. De tineret, naționala de tineret. Eu mi-am notat câteva nume, nu? Da. Adică da. Era, îi știi, dar să-i spun să-i afle toată lumea. Deci era Baciu cu tine, Contra și Flaviu Stoican, era apărarea. Da. Da? Da. Da. Apoi la mijloc Tararache, Denis Șerban, Luțu. Și mai erau Laurențiu Roșu, Florentin Petre și Sabin Ilie. Asta era... Mai era Dănciulescu, mai era Ciocoiu, da, că... mai era și Regenkampf. Exact. Și selecționer Victor Pițurcă. Cătălin Hăldan, Dumnezeu să exact. Binească. Deci asta era naționala de tineret a României atunci, în perioada aia. Da. Deci Iulian Miu mai era... Deci am avut niște colegi foarte, foarte valoroși. O generație foarte bună. Numai că noi n-am putut să facem pasul chiar cu toții la Naționala Mare, pentru că era acea generație. Păi era. De aur, stai care că era dacă așa, ăsta era tineret. Câțiva dintre noi ne-am strecurat. Da. Eu, Contra, Lobonț, Florentin Petre, chiar și Cătălin Hăldan, ne-am strecurat așa la echipa la Naționala Mare. Da, cum era pentru un puști până la urmă să fie antrenat de Victor Pițurcă? Era ceva... Neapiții, când îl vedeam pe Neapiții, parcă vedeam pe ceva incredibil. Îți dai seama că să fii convocat, jucând la Ceahlău, Piatra Neamț, când atunci erau convocați jucători doar de la Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova, FC Argeș, și eu să fiu de la Piatra Neamț, erau la a doua, deci la Naționala de Tineret, era ceva deosebit, era ceva fantastic pentru mine. Mie nu-mi venea să cred. Și numai că Neapiți e un tip foarte, foarte ochi buni pentru fotbaliști, apropiat de jucători, în același timp foarte, foarte strict în tot ceea ce făcea, cerea disciplină la echipă, la antrenamente. Chiar pot să spun că jocul implementat la vremea respectivă, chiar jucam un fel de tiki-taka. Deci acea echipă juca dintr-o atingere, maxim două atingere, ceva incredibil. Nu degeaba ne-am calificat în fanfar. Adică noi n-am avut nici măcar un egal. Toate erau victorii și am întâlnit echipe foarte bune. Da. Echipe foarte bune. Deci am avut o generație foarte bună. Numai că la turneul final, la campionatul european, nu știu, am prins o conjunctură total nefericită. Ne-au lipsit câțiva jucători importanți. Știu că Roșu parcă a avut ceva probleme la un umăr sau la mâna ruptă. Baciu, nu știu, cred că și el era accidentat. Am avut ceva, știu, jucători care nu erau prezenți și probabil că din cauza asta am suferit. Dar cu toate astea, am avut evoluții bune. Dar asta așa a fost să fie.